Becul a prins automat, nu? Becul a prins automat. Mergem? Salutare lume, gata, prima mea tură pe un BMW GS 2200. Pe aici, prin Croația. Nu știam să-l pornim. Proprietarul dormea. Dacă n-am reușit să iau motocicleta mea în Croația, în tură, am reușit să iau GS-ul, să-l împrumut de la un prieten. Ca să vedeți și voi cum e Croația pe motor. Și să experimentez și eu cum e Croația pe motor, care din păcate nu e al meu. Suntem pe la vreo 1200-1400 de kilometri de București. În fața mea e Cos cu nevasta, cu Ana. O, super comod GS-ul ăsta față de VFR, Enduro Touring e. Asta. Mai schimb vitezele. Sunt prea prins de peisaj și de senzația de a merge pe altă motocicletă. Frate, dar n-ai nicio treabă de confort aici. E super confortabil. Nu-i dau tare că nu-i motorul meu, deci trebuie să am grijă de el. Semnalizările sunt ca la Harley. Din stânga semnalizez pentru stânga, din dreapta pentru dreapta. Și în dreapta le anulez pe amândouă. E prima dată când conduc un motor de asemenea, cu asemenea chestii. Ce ciudat e boxerul la relanti. La întoarcere o să iau și CBF-ul acela. Anulăm semnalul. Că nu cunoaștem drumurile, am ieșit din Privlaca. Așa orice priveliște de pe motor. Nubia motovlog din străinătate. Mai ușor. Să vă bucurați și voi de priveliște de pe motocicletă, nu din mașină.
Deci, fraților, care vreți confort foarte mare pe motocicletă, vă că GS-ul oferă destul. Are boxerul niște trepidații față de VFR. Dă, bă, semnal a dat. Pe această cale să-i mulțumesc lui Turbo că mi-a împrumutat BMW-ul. Cred că de-aia nu semnalizează de obicei șoferii de BMW, au semnalizările puse în zone ciudate. Îmi cer iertare că nu am echipamentul full pe mine. Îmi lipsesc genunchierele. Geaca mi-am luat-o, casca mi-am luat-o. Aolo, am cheile la VFR în buzunar, la vestă și în flutură. Păcat că n-am avut timp să o iau în Dubrovnik ca să vă arăt și pe acolo orașul de pe motocicletă, dar la câte chestii am avut de făcut să ne distrăm. Chiar că stau pe capră. Și că însă găsim și noi plaja. Hai, ce dormirea să merg pe două roți. Când ajung în România trebuie să faci ITP-ul la mea. Numai palmier și toate platele exotice pe aici. Doar suntem în zona mediteraneană. Mă, drumul ăsta ducea până în capă, la peninsula, acolo. Care, ăsta de aici? Da, stai așa. E să mergem pe el, nu? Mașinile alea naibii, de ce au? N-au intrat și alea pe aici? Ia, uite, fii atent. Uite, suntem aici, vezi? Și drumul duce chiar până în colțul ăsta. Uite, aici văd cu interzis, așa. Da, adică până în capăt. Măcar până în capăt, acolo. O, frumos încolo. Da, să fim atenți la duncă. Să nu mai facem cum am făcut atunci cu poliția. Ok, în patru, că suntem în țări străine. Nu suntem pe motorul personal. Frumos! Frumos!
Bă, și cum mă opresc acum? Trag spre dreapta? Bă, e tehnologia asta. O, oh, și acum. Ah, gata. Test ride pe GS. Cum e duc?